Național Liberal. Conferința de astăzi este una mai specială, pentru că în echipa Partidului Național Liberal se vor adăuga noi membri, patru colegi în care am mare încredere că vom reuși să schimbăm ceva în județul Brăila în 2024. Aș vrea, în primul rând, să vii prezent, apoi să vă spun câteva cuvinte de fiecare și, într-un final, să le dau și dumneavoastră cuvântul. Astăzi, alături de echipa noastră, se va alătura doamna primar din Comuna Viziru, care este a doua comună ca mărime din județul Brăila, doamna consilier județean Daniela Bordea, consilier județean până astăzi, că astăzi dumneavoastră a luat decizia să-și dea demisia din Partidul Social Democrat, domnul primar Costică Coja și, nu în ultimul rând, noul meu coleg din Parlament, domnul deputat George Palați. Vreau să le mulțumesc pe această cale că au luat decizia să alăture echipei noastre. Este o mutare foarte importantă pentru Partidul Național Liberal, filiala Brăila. Aveam nevoie de oameni noi, oameni care au performanță de administrație și mă gândesc aici la domnul primar Coja Costică, fiind singurul primar din județul Brăila care a reușit să raporteze întreaga comună la sistemul de gaze, singurul primar din județul Brăila care a reușit să acceseze un proiect pentru realizarea unui nou stadion în județul Brăila. Știți că infrastructura sportivă în județul Brăila este una precară sau chiar lipsește cu desăvârșire. În al doilea rând, doamna primar din Comuna Viziru este un primar la început de drum. Am avut discuții în ultimele luni cu dumneavoastră și am văzut că nu este ajutată din niciun punct de vedere de Partidul Social Democrat și am hotărât cu dumneavoastră să facem echipă pentru anul 2024 pentru a putea concretiza promisiunile și dumneavoastră din campania electorală, cât și alimente. Știu că în 2021 nu am susținut-o pe dumneavoastră, dar după o discuție mai amplă și mai profundă cu dumneavoastră, am găsit puncte comune și că putem lucra și dezvolta Comuna Viziru pentru a o duce în punctul în care îi este loc. Vreau să-i mulțumesc și doamnei consilier județean Daniela Bordea pentru pasul făcut. Avem nevoie de experiența dumneavoastră în campaniile electorale. Îi mulțumesc și nu pot să zic decât să trecem la treabă. Și în ultimul rând vreau să-i mulțumesc noului coleg din Parlamentul României, domnul George Palade, pentru decizia de a se înscrie în Partidul Național Liberal. Discutăm cu dumnealui, mi-am dat seama că nu se regăsește în Partidul Social Democrat, nu se regăsește în ceea ce se întâmplă astăzi în Partidul Social Democrat.